Uniunea polonezilor din România organizează la Suceava în perioada 5-7 septembrie sub deviza Mai aproape unii de alții, Zilele Culturii Polone. Manifestările au debutat joi 5 septembrie cu vernisajul expoziției 4 orașe, Chișinău, Lvov, București, Cracovia, expoziție ce a fost găzduită de Muzeul de Istorie din Suceava. La eveniment au fost prezente oficialități române și polone, dar și cetățeni ale ambelor entități. Pentru a 15-a oară, Uniunea Polonezilor din România organizează la Suceava Zilele Culturii Polone cu deviza Mai aproape unii de alții, manifestare în cadrul căreia va avea loc simpozionul științific internațional dedicat relațiilor istorice și culturale polono-române, precum și imaginea actuală a acestor relații. Am deosebită plăcere să vă spun bine ați venit la Suceava, la 15-a ediție a Zilelor Culturii Polone. Pentru mine, ca președinte al Uniunii Polonezilor din România, este o onoare foarte mare. Sigur, să am ca oaspeți așa de mulți profesori de marcă și autorități. Cultura, tradiția, obiceiurile sunt elemente care definesc, sigur, minoritatea polonă și, sigur, definesc această zonă. Pentru că, într-adevăr, Bucovina înseamnă zona unde minoritățile naționale conviețuiesc de foarte mult timp în bună liniște și pace. Vreau să vă mulțumesc pentru că, așa ca în fiecare an, de 15 ani, la Suceava deschidem nu doar anul școlar în septembrie, ci și anul culturii polone. E un moment special pentru noi, un moment în care avem plăcerea să ne revedem și vă spun sincer că mă simt ca la o întâlnire de liceu după 10 ani când